Puține. Că atunci ne-am căsătorit, am stat la vasă, primul băiat a fost de 2 săptămâni, l-a născut în 2 aprilie și în 12 aprilie am stat la vasă, că așa era. Au fost toate bune. Copii, 3 copii. Ce se primea pe vremea aia la stat la vasă? Of, Doamne, păi de aștia ce, că eram făcut de nouă, v-am spus, nu știu dacă să... Clește ne-a dat un om, a venit cu cleștele aici așa și zice că tăsosul, zice, mă, Marcule, zice, eu vreau un pahar de rachiu să beau cu tine. M-am gândit, Doamne, ăsta cum să nu ne aducă nimic? Beau paharul de rachiu, da, Hristos am ia, Doamne ajută, și a scos cleștele, zice, așa cum aleam. O lampă de perete, că atunci așa era, căni, cănuță, că am avut copilul mic, diferite, găleți, de așa, da, cele mai multe de lut. Că atunci așa, veneau de la Sășciori cu căruță și le vindea aici. Găleți era, nu frumos știu. Obicei. Foarte, foarte. Am fost 21 de mese, era de la Rogale, de acolo spune dincolo, dar ne-au prins numai mai puțin, știi, că nu au fost toate bune. Ce să zic, peripeții au fost multe, dar nu le mai spun. Acum, după 61 de ani, ce obiecte mai păstrați în casă de atunci? Cleștele le am, lampa de perete, o străcurătoare de macaroane, că atunci nu, și de urziși, că cu alea lucram, și urdăreață, că așa-i spuneam. Găleată și crătiți. Mai am și acum. Da. Deci obiecte de 61 de ani, da, de când v-ați măritat, de când a stat la vase, le mai aveți și acum în casă. Le-am deschis un muzeu și apoi le-am pus toate acolo. Cum vă cheamă? Romana Armani. Da. Mulțumim! Câteva cuvinte despre obiceiurile. În fiecare an, domnul Galdău, îți spun cum e cu obiceiul, în fiecare an mă întrebe același lucru. Ce n-ai învățat până acum? Ha? Hai mă, deci, o iau de la capăt. Obiceiul e unic în țară și din câte am cercetat noi, se pare că în zona noastră de Europa nu mai există. Adică nici n-a existat niciodată. Se făcea practic ca să ajute tinerele familii, pentru că vasul era un obiect foarte important în gospodărie și comuna fiind în exclusivitate, cum se spune, populată cu oameni care creșteau animale, aveau nevoie de vase. Și atunci, ca să ajute tinerii căsătoriți, s-a făcut acest obicei care a fost întrerupt 17 ani și tocmai am primit 17 ani de când l-am reluat în 2008. Sunt din ce în ce mai multe mese, l-ați mutat în fața primăriei. Cum mai e loc în curtea bisericii? Primăria a făcut treaba asta, că nu mai era loc în curtea bisericii, dar a auzit-o pe doamna Lomănar, a spus că atunci când a stat ea, acum 61 de ani, au fost 21 de mese. Media e cam aici, cam 12-14 mese pe an și căsătorile sunt duble. Dar majoritatea ori pleacă, ori nu mai stau în sugac și atunci le e greu. Am avut ani în care au venit și din Moldova, din Spania, de unde au fost și au venit și au stat la vasă și au plecat înapoi pe unde stăteau. E o mândrie pentru tinerii că stăți să stea la vasă. Într-un an l-am avut pe băiatul mai mare al primarului, al domnului Jinar. Și nici cum nu a vrut să stea. Și am fost, adică ce exemplu dai comunei dacă chiar fiul tău nu stă? Ia, fă-l cumva să stea. Nu știu ce a făcut, dar a stat. Și pe la jumătatea evenimentului vine băiatul la mine și zice, domnul, că dacă nu stăteam, îmi părea rău toată viața. No. Așa că, normal că e o mândrie.